primarul Comunei Drăguțești, Dumitru Ion Popescu, spune că vrea ca în toate satele componente să fie apă potabilă și locuitorii să nu aibă probleme, mai ales vara. În maximum 2 săptămâni vor începe lucrările la stația de apă din satul Tâlvești. Vreau să spun că o să începem iar o lucrare foarte mare și foarte importantă, acea stație de apă din satul Tâlvești. Este o investiție foarte mare, s-a licitat în câteva zile, dacă nu o săptămână jumătate, vreau să spun mai sigur, o să înceapă lucrările, iar cel mai important lucru care l-am putut să rezolv în acest proiect este faptul că putem și o să avem foraj în fiecare sat pentru acest proiect. Vreau să spun că am rezolvat acest lucru, este licitație, vom suplimenta fiecare sat, vom mai avea un foraj și este cel mai important lucru. Pe primul loc eu pun apa. Primarul Comunei Drăguțești spune că a fost prezent la un seminar unde s-a discutat despre schimbările climatice care pun presiune pe resursele de apă. Că pe viitor o să avem mari probleme cu apa. Știm că am fost și la un simpozion unde s-au întâlnit foarte mulți primari. Au venit de la minister, chiar ne anunțau și ne spuneau că pe viitor să avem mare grijă de apele noastre, să avem grijă de râuri, să nu mai poluăm, că apa deja începe pe plan global să se reducă. Și trebuie să avem grijă că pe viitor o să resimțim toți acest lucru, că ne-am bătut joc de albile râului, că nu am ținut foarte mult la aceste izvoare și nu mi-aș dori ca peste 20 de ani, 30 de ani să auzim că nu știu ce preț dăm pe apă, că nu avem. Apa potabilă poate fi o criză de zi cu zi. Din păcate, oamenii au dovedit în ultima perioadă că nu au grijă să nu rămână fără apă. În mediul rural se aruncă gunoaie pe cursurile de apă.